Bună ziua, eu sunt Sergiu și acestea sunt știrile. Încă un scandal de proporții pentru Biserica Română după ce duminică fiul unui preot a înlocuit tămâia din cădenița acestuia cu hașiș chiar înainte de slujbă. În liniștita biserică din Afumați, biserică ce poartă hramul Sfintei Maria, narcoticele și-au făcut efect în doar 5 minute, după care mai mulți enoriași au intrat în panică, holbându-se 2 ore la cupolă. Cei mai mulți însă s-au repezit la aghiazmă și anafură, terminând pe loc stocul bisericii. Unul dintre enoriași ne-a declarat că a simțit o căldură plăcută în trup și liniște sufletească, a pus însă acestea pe seama Sfintei Slujbe. Din păcate, gluma îl va costa pe fiul preotului un dosar penal și câteva mii de mătănii. Echipa națională de cioditori aduce aurul în țară. Românii noștri au reușit anul acesta cu ocazia Olimpiadei să aducă mai mult aur de la Londra decât orice altă țară. Delegația noastră, formată din peste 50.000 de imigranți, a dus mândria în probe precum portofele viteză, lănțișori stilul smuls sau înșelătorie artistică. De asemenea, trebuie să amintim și performanțele deosebite la aruncarea cu banii, 100 de metri trotuare, ulei pe plajă și ok pe iarbă. Iată și știrile pe scurt. 23 de călători au fost răniți astăzi după ce șoferul unui autocar ce mergea spre Constanța le-a atras atenția că sunt niște fraieri care nu sunt în stare să-și ia carnetul. Cod portocaliu în Constanța. Codul portocaliu, o raritate în lumea marină, a fost prins de un pescar chiar lângă celebrul casino. Cea mai cunoscută organizație de astrofizicieni din lume susține că Universul are 13,75 de miliarde de ani. Totuși, aceștia încă așteaptă o confirmare de la Florin Piersic. Eu sunt Sergiu Floraia, acestea au fost știrile, ne vedem data viitoare!